Moldovenii au câștigat cu 3 la 2 în fața gorjenilor și rămân invincibili pe teren propriu în 2014. Partida a început furtunos, pandurii marcând primul gol prin Elton da Silva. Gazdele au egalat imediat prin Fulop, care a profitat de o eroare a lui Momcilovic și a pătruns decisiv pentru 1 la 1. Tot Fulop a marcat și cel de-al doilea gol pentru Fece Botoșani în finalul primei reprize. În runda a doua s-a jucat pe contre, iar trupa lui Pusta a reușit să mențină suspansul pe final după golul lui Dos Santos, însă fără a izbuti să smulgă un punct în prelungiri. Fulop și-a trecut în cont și tripla partidei, marcând golul decisiv al meciului ce s-a terminat 3 2 pentru echipa din Botoșani. Pandurii rămân pe locul 6 în clasamentul ligii 1, însă tot mai departe de Europa, aflându-se la 7 puncte diferență de Dinamo București, echipă situată pe locul 4. Meciul următor, cel cu Poli Timișoara, se va disputa acasă duminică de la ora 17.